Să fim mulțumitori înaintea Domnului pentru încă o prezență în Casa Sfântă, pentru încă o zi în care Domnul ne-a dat îndurare, o zi în care ne-am apropiat din Împărăția lui Dumnezeu și potrivit cu lecția din această seară, Ierusalimul de Sus, chiar vă provoc să ne gândim mai îndeaproape, mai profund la cele viitoare. Dacă în lecțiile anterioare trebuia să facem un efort de memorie și să ne întoarcem în istorie cu 3.000 de ani în urmă, cu 2.500, cu 2.000 de ani, dacă în lecția anterioară ne uitam la ceea ce este în prezent și la ceea ce poate să se întâmple din an în an, în lecția aceasta trebuie să facem un efort prin credință, de aceea cerem îndurare de la Domnul, să privim în viitor și la ceea ce există și acum, dar nu aici, nu sub privirile ochilor noștri, Ierusalimul de Sus. Apostolul Pavel scria, citesc din Galateni, capitolul 4, lui aparține această formulare, versetul 26, dar Ierusalimul de Sus este slobod și El este mama noastră. Adică Ierusalimul de Sus nu este supus niciunor stări negative ca și cel de jos și prin relaționarea noastră de fii la Ierusalim putem să ne dăm seama, să ne gândim la drepturile ce le avem acolo. Cum scria și Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1 și capitolul 2, că am fost așezați în locuri cerești, în Hristos Domnul. Ierusalimul de Sus se identifică prin locul prezenței divine și a poporului născut prin făgăduință, cu care Dumnezeu va guverna universul, în contrast cu ceea ce citim tot la Apostolul Pavel aici, Ierusalimul de acum, versetul 25, adică Ierusalimul fizic, care este în robie împreună cu copiii săi. Când scrie Apostolul aceste cuvinte, Ierusalimul și Israelul erau sub stăpânirea romană, dar cum știți, nici acum nu este liber întru totul și nu este lipsit de probleme. Ierusalimul de jos, pentru care oamenii trudesc și își pun speranțe, unii se bucură cel puțin să facă o călătorie, pelerinaj, este imaginea moștenirii naturale, tradiționale, religioase, a legământului de pe Sinai. Spune aici, de la versetul 21, spuneți-mi voi care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, dar cel din femeie slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai, care are ca și efect Ierusalimul de acum, este un simbol al faptului că legea a adus robia și Ierusalimul, când scrie Apostolul, era în robie și, cum spuneam, nici acum nu este liber întru totul. Dar Ierusalimul de Sus, despre care vom studia în această seară, El este liber și El este mama noastră. Pentru acestea, slăvit să fie Domnul. Așa cum scrie aici, în versetul 31, de aceea, fraților, noi nu suntem copii ai celei roabe, adică nu avem cetățenia Ierusalimului de jos, care n-ar conferi mari drepturi, ci al femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Amin. Într-o altă ordine de idei, Ierusalimul de Sus este visul omenirii pentru evrei, pentru creștinii bazați pe promisiunile divine. Citim în epistola către evrei în mod deosebit, ei au avut făgăduințele, cum spunea Apostolul Pavel în Romani, citim aici în Evrei 11, versetul 6, și fără credință, adică fără a vedea ceea ce nu se vede, fără a anticipa, a gândi profund la aceste realități, este cu neputință să fim plăcuți Lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Unde va fi răsplata noastră? În Ierusalimul de Sus, pe cei ce îl caută. Spune Scriptura aici, versetul 10, despre Avram, părintele credinței, părintele tuturor credincioșilor, că el aștepta cetatea care are temelii tari.
al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Dacă citim simplu cartea Genesa, nu ne dăm seama despre credința aceasta a lui Avram, dar ceva în el, chiar dacă avea date puține, au dat contur acestei credințe, a beneficiat de lumina Duhului Sfânt, cum se manifesta în dispensația aceea, și a crezut. Așa a fost și cu ceilalți, despre care vom reveni și vom citi mai târziu. În prima parte a lecției noastre să privim la căutările și dorințele oamenilor, adică ce și-ar dori oamenii de fapt. Și vom vedea că Ierusalimul de sus este ceea ce se caută în modul cel mai înalt, cel mai fundamental. Iar într-o a doua parte să observăm subtitlul împliniri ce ne va oferi Ierusalimul de sus. Ar fi deprisos să întrebe cineva dacă nu și-ar dori. Și fiecare se poate verifica dacă a avut vreodată asemenea dorințe. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Începând cu Adam și Eva, protopărinții noștri care au fost expulzați din grădina Edenului. Eden înseamnă plăcere. Au fost în fericire. Continuând cu Avram și ceilalți patriarhi, citim aici în continuare, în Evrei, capitolul 11, toți își doreau, expresia aceasta apare în versetul 16, doreau o patrie mai bună, un vis, o aspirație, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, deci Dumnezeu se bucură când oamenii au asemenea dorințe, căci le-a pregătit o cetate, adică aceste dorințe sunt în concordanță cu voia, cu planul lui Dumnezeu. Ei știau prin credință că Dumnezeu le-a pregătit o cetate, deși aveau informații puține. Mântuirea în forma cum avem noi acum Evanghelile a fost o taină în vremea aceea, ascuns în Dumnezeu din veșnicii. Să citim și din capitolul 13, în aceeași idee, Evrei, versetul 14. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare, cetate numită în Scripturi Ierusalimul de sus. Să citim și din cartea profetului Isaia, aici sunt multe referințe, am ales doar câteva, exemplu capitolul 62. Să observați cum este numită cetatea aceasta, tocmai în raport cu căutările, cu dorințele oamenilor. Versetul 1, ca să vedeți despre ce este vorba, de dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care s-aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărî gura Domnului. Întoarceți pagina, versetul 12, cât despre cei ce vor ajunge acolo, ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului. Deci iată cum, pe de o parte, identifică nevoia absolută de sfințenie, acest atribut fundamental al lui Dumnezeu, și pe de altă parte arată cum a avut loc acces în cetatea sfântă, prin răscumpărare. Altfel nimeni nu poate să-și dobândească, să-și cumpere dreptul. Iar pe tine, e vorba de Ierusalim, te vor numi cetate căutată și nepărăsită. E o dorință a oamenilor, cetate căutată. Nepărăsită, aș spune, de Domnul, că n-a abandonat-o. Și cred că nici noi nu vom avea vreun gând să o mai părăsim vreodată. Oricum, suntem în drum spre această cetate, citesc-o din Isaia, capitolul 35, și ferice de cine înțelege traseul, direcția spre care merge. 35, versetul 10, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion. Dar ați observat, și patriarhii doreau o patrie cerească, deci nu e vorba de Ierusalimul de jos aici. Cu cântece de biruință,
o bucurie veșnică. Iată că avem de face cu lucrurile eterne. Le va încurona capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. De îndată ce un om se întoarce la Domnul, se bucură îngerii, el este cuprins de bucuria mântuirii, cum scrie în Roman 15, credința mântuită în această stare de har și ne bucurăm, dar bucuria eternă va fi când va începe nunta și apoi în definitiv împreună cu Domnul. Ne întoarcem încă o dată în Evrei 12 pentru a observa în ce imagine este prezentată apropierea noastră de această cetate, la care e bine să ne gândim mai des și mai profund. 12:22, ci v-ați apropiat de muntele Sionului. Și din nou observăm că nu e vorba de Ierusalimul de jos, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Mi-am amintit că într-o noapte am avut un vis, călătoream pe o vale și urma să intrăm în grădina lui Dumnezeu. Dar de îndată ce ne apropiam, erau stări de beatitudine și mirosul, era un parfum deosebit. Dacă în vis uneori ne cuprinde o aură binecuvântată, ce va fi în realitate? Când nu doar că ne vom apropia, nu doar că vom anticipa, și efectiv vom sta împreună cu Domnul. Deci Ierusalimul trebuie să fie mai întâi o cetate căutată. Dorințele noastre să nu se regăsească împlinirea în cele trecătoare. Spunea Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Celelalte lucruri sunt necesități, dar nu trebuie să fie căutări asidue. Spune Scriptura, nu căutați te în bogăție și nu spune priceperea în aceasta, adică nu te consuma. Spunea Domnul în același context, Luca 12, neamurile lumii se frământ. Căutați împărăția și în prim plan căutăm Ierusalimul. Pentru că unde este comoara, acolo este și inima. Deci nu este simplu, dorințele noastre trebuie să se îmbine cu eforturile noastre, cu gândirea noastră. Gândiți-vă la lucrurile de sus, scrie Apostolul în Coloseni, capitolul 3. Pe de altă parte, dorința de a scăpa definitiv de durere, de dușmani, nici o societate cât ar fi de dezvoltat, nici un stat cât ar fi de bine organizat, n-a putut să elimine boala și ura, problemele. Și totodată cel mai profund de ultimul dușman, moartea. Dușmanul permanent al fiecărei generații de oameni. Este o dorință specifică oricărui om. De aceea din nou citim din profeți și vom vedea că acolo aceste dorințe își regăsesc ecoul în modul cel mai profund. Citim din Isaia, capitolul 33, versetul 20. Privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre, ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită, ca un cort care nu va mai fi mutat și a cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi deslegate. Adică o locuință din care să nu te mai scoată nimeni și să nu mai dorești alta, pentru că ai de toate din belșug. Tot Isaia, capitolul 66, citim de la versetul 10. Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el, toți cei ce-l iubiți. Împărțiți și bucuria cu el, acum, toți cei ce l-ați plâns. Ca să fiți săturați bând laptele mânghierilor lui,
ca să vă desfătați în totul de plinătatea slavei Lui. Căci așa vorbește Domnul, iată voi îndrepta spre El pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu ieșit din matcă. Și veți fi alăptați, veți fi purtați în brațe și desmierdați pe genunchi. Ierusalimul de sus e mama noastră, astea sunt gesturi de mamă. Ele își vor găsi împlinirea acolo. Dacă avem de-a face cu un copil rănit sau cu altă frustrare, cu siguranță vrea să meargă la mama. Ce poate mama să facă? Îi dă și de mâncare, dar în mod deosebit îi oferă mângâiere. Îi făgăduiește o ocrotire. Aceste dorințe își vor avea împlinire acolo. Oamenii încearcă diferite măsuri, de exemplu, de securitate. Dar nu există pe pământ posibilitatea să se scape de hoți și de oameni răi. A spus Domnul, nu vă strângi comori pe pământ, unde? Aceștia vor fi o prezență. Dar în cer, avem de-a face cu lucruri sigure. Citim și din Ieremia, capitolul 33, să nu uităm că acest profet a rostit cuvântul din partea Domnului în vremea când Ierusalimul urma și tot el a profețit mult despre aceasta să fie distrus. Dar citim 33 cu 15 și 16, prin Domnul Hristos, sunt alte făgăduințe. În zilele acelea și în vremurile acelea voi face să răsară lui David o odraslă neprihănită care va înfăptui dreptatea și judecata în țară. Dar știți, profețiile privesc și prima venire și a doua. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit. Iată de ce ucenicii întrebau, odrasla a venit, acum așezi împărăția, nu? Împlinirea e pentru mai târziu. Ierusalimul va locui în liniște și iată cum îl vor numi, Domnul, neprihănirea noastră, o împlinire a ocrotirii, îndurărilor, a siguranței și a tot ceea ce și-ar dori un om, unde nu există moarte și viața nu are nicio lipsă. Vă rog de asemenea să vă gândiți că o atracție deosebită a Ierusalimului de sus este pomul vieții, care a rămas o dorință interzisă pentru primii oameni. Știți de ce au fost scoși Adam și Eva din grădină? Să nu guste din pomul vieții. Asta de altfel a fost greșeala lor. Dar pomul vieții este arătat de-a lungul Bibliei, prin profeți și în mod deosebit în Apocalipsa, că ne așteaptă. Să citim din Apocalipsa, capitolul 2, o făgăduință. Cu ea încep promisiunile pentru biruitori. 2 cu 7, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Și în Apocalipsa 22 este descris puțin, pentru Adam și Eva a fost un singur pom, noi suntem mulți, să observați aici că și pom sunt mulți. E un singur pom, dar e atât de interesant încât scrie aici în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului. Era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Să nu se leagă cineva că acolo mai e nevoie de tratament. Mai degrabă sensul este aici de vindecare preventivă, în sensul că nu se va mai îmbolnăvi nimeni. Există un arbore aici pe Terra Banian care se extinde într-un mod extraordinar, încât dă rădăcini și din crengi. De exemplu, este un asemenea arbore în India, s-a întins pe o suprafață de 280 de metri și are zeci sau poate sute de alte rădăcini, tulpini, pentru că inclusiv ramurile au dat tulpini și el își trage viața de peste tot. Dar mă gândeam că pomul vieții este mai minunat decât acesta. La Dumnezeu izvoarele curg invers, spune în cartea Genesa despre Eden. Am putea spune că pomul acesta este cu rădăcina în sus. Și Dumnezeu se va îndura de noi și nouă pământenilor ne va da dreptul să ajungem acolo
Noi gustăm încă de aici, din Domnul. Dar acolo apare în această imagine pe ambele maruri ale râului. Ce fel de pom? În mijlocul grădinii și pe marurile râului. Este o imagine simbolică a faptului că vor ajunge toți, aș putea spune, să guste din el. O ultimă încercare de atac asupra Ierusalimului este prezentată aici în Apocalipsa 20. Evident, nereușită, șarpele acela care a scos pe Adam și Eva din grădină își va încerca pentru ultima dată șansele sau mai degrabă răzbunarea, că șanse n-are. Scrie aici că după ce va fi dezlegat, versetul 9, împreună cu neamurile înșelate, în număr ca nisipul mării, s-au suit pe fața pământului, au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Pentru că Ierusalimul va fi veșnic locuit și liniștit. Așadar, am putea concluziona la acest capitol, Ierusalimul este o dorință umană, naturală, care se îmbogățește prin credință. Orice om își dorește fericirea. Dar noi credincioși ne bazăm pe cele scrise. La noi nu este doar o dorință naturală, ci este încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu, cel care nu poate să mintă, cel care ceea ce promite împlinește, slăvit să-i fie numele. Să observăm acum în capitolul al doilea al lecției noastre, împliniri. Evreii, ei aveau făgăduințele, ei cunoșteau, credeau într-un viitor glorios. Toate profețiile spuneau asta. Dar imaginea lor se oprea la o realitate terestră. După o interpretare literară a celor prezentate în profeți, de aceea și în lecția anterioară am spuneam că interpretările literale a acestor profeții duc la multe greșeli. Dacă privim doar la literă și nu înțelegem simbolul, aplicația duhovnicească, riscăm să repetăm greșelile ucenicilor. Aceste concepte s-au reflectat și în gândirea lor. Ei umblau cu sere cu Domnul, dar așa credea tot Israelul. Să ne amintim de întrebarea lor din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Știți că Petru, când le-a spus Domnul pentru prima dată că urmează să moară, să-și tiferească Dumnezeu. Și scrie, de exemplu, în Ioan 6, că neamurile au vrut să leape Domnul cu Sila să-l facă împărat. Efectiv, credeau că împlinirile își vor avea realizarea pământească atunci. Fapte 1 cu 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, și ne aflăm după înviere, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul nu le dă aici explicații, ne spune doar că urmează o misiune lungă până la marginea pământului. Și altă etapă nu intră pe rol până nu se încheie asta. Nu vine Domnul, e unul dintre semne, până nu se îndeplinește mandatul vestirii Evangheliei. Să observăm ce credeau ucenicii citind și din Luca 19, versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. Știți de ce a spus-o? Pentru că era aproape de Ierusalim. Și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Dar ce îi făcea pe ucenici să creadă așa? Am citit în adins mai întâi din Evanghelii ce credeau ei, ca apoi să citim din profeți, să vedem că era foarte tentant să crezi așa. Nu fuseseră niciunul în rai. Apostolul Pavel ulterior a fost răpit și a spus că sunt lucruri care nu pot fi descrise. Ba, nici nu este voie să se divulge informații. Citim din Isaia 51 și apoi din 65, dar sunt alte referințe, nu le putem citi pe toate. 51 cu versetul 3, de exemplu. Tot astfel, Domnul are milă de Sion
și va mânghia toate dărâmăturile lui. Deci e vorba de Ierusalim. El va face pustia lui ca un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Aveau imaginea raiului care fusese terestru, făgăduințe că se va reedita ce a fost atunci, unde? Pe pământ, cu centrul la Ierusalim. Isaia 65. Citeți doar de la versetul 18. Și vă veți bucura și veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu însumi mă voi veseli asupra Ierusalimului, mă voi bucura de poporul meu. Nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsilor, nici glasul țipetelor. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr, cel ce va muri la vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zidi case și le vor locui, vor să devii și le vor mânca rodul. Nu vor mai vedea case ca altul să locuiască în ele, nu vor să devii pentru ca altul să mănânce rodul, că zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Astfel de referințe se regăsește și în cartea de Deuteronom. Și ei se gândeau, n-are unde să fie împlinirea decât aici, într-un spațiu terestru. Ba chiar puteau gândi o reîntoarcere încă înainte de căderea în păcat, versetul 25. Lupul și mielul vor paște împreună. Știți că ulterior și animalele și-au stricat cărarea, dar de la început nu exista vrăjmășie aceasta. Leul va mânca paie ca boul, șarpele se va hrăni cu țărână, nici o rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Da, dar noi am discutat și în lecția anterioară că astfel de realizări, fără niciun rău, fără niciun păcătos, nu pot să fie în actuala ordine. Asta numai după venirea Domnului. Dar asta era greu de înțeles pentru ei, că nu se va realiza aici. Noul Testament schimbă imaginea mult mai sus. De aceea, apostolul folosește această terminologie. Ierusalimul de sus, Ierusalimul ceresc. Împlinirile profeților aveau în vedere aceste realizări divine în perspectiva eternă. Evreii și-au imaginat că atunci când va veni Mesia, unii, mai zgârciți să zic, credeau că va fi 7 ani de pace. Era limita minimă. Alții credeau 40. Alții vreo 400, cât a fost robia egipteană. Alții spuneau, nu, va fi 1000 de ani. Ei, dar Dumnezeu avea în vedere ceva mai minunat, o veșnicie. Dar vreau să observați că în Vechiul Testament era de învierea morților, de veșnicie, nu erau vehiculate printre oameni. Exista credința în ceva, dar nu se știa ceva suficient de clar. Pentru Vechiul Testament a fost destul să le facă promisiuni după gândirea lor, după ceea ce puteau înțelege. De-abia după ce a venit Domnul, se trage cortina, se dă la o parte, se ia vălul și se face deschiderea spre Ierusalimul de sus. De exemplu, gândiți-vă la acel templu descris atât de minuțios în Ezechiel 40-48, e descrisă și cetatea de altfel și ținutul cu fâșiile acelea împărțite, repartizate pentru domnitor și semințiile lui Israel. S-a realizat vreodată templul acela? Și știți cu ce cuvinte se încheie tot această vedenie de 9 capitole din Ezechiel? Spune Scriptura, Ezechiel 48 cu 20 cu 35. În ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Nu își va muta Dumnezeu reședința pe pământul acesta. Pentru că și acest Ierusalim privește lucrurile de sus. Ele capătă o conotație spirituală, neînțeleasă de saducheii. Vreau să folosim discuția aceasta a Domnului cu ei din Evanghelie. Saducheii erau clasa conducătoare, mari preoți. Ei pretindeau că sunt cei mai puternici teologi. Dar tocmai asta era greșeala lor, că se limitau la o împlinire terestră. Luca 20, citim de la versetul 34, Iisus le-a spus, fiii veacului acestuia, sunt soară semărit, dar cei vor fi găsiți vredni să aibă parte de veacul viitor,
ori Ierusalimul de sus aparține veacului viitor. Și de viere trece cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri. Deci iată că ce am citit din Isaia era o profeție care descria ceva pe înțelesul lor. Acolo scria cine mai moare, în veșnicie nu se mai moare. Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar ca să avem o imagine și mai bogată a împlinirilor din Ierusalimul de sus, citim din Apocalipsa 21, de la versetul 2, selectăm câteva versete. Și am văzut coborâse din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă. Unde? Pe noul pământ. Dar nici de cum pe pământul acesta. Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și iată cum este descrisă, versetul 10, m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer, acest Ierusalim de sus, de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu, înconjurat de ziduri cu dimensiuni simbolice, 144, 12 ori 12, adică numărul complet, complet de neamuri, complet de evrei. În antichitate, pătratul și cu atât mai mult cubul era simbolul perfecțiunii. Când le-a fost arătat în forma aceasta, le-a fost arătat superlativul. Mai mult decât atât, în antichitate, atracția în preajma unui împărat nu era castelul, ci grădina. Însăși, terminologia de paradis evidențiază grădina sau cetatea întreagă. Citim după ce este descrisă în toate aceste materiale mai mult decât lux, versetul 22 descrie în continuare ceea ce vreau să observăm dincolo de frumusețea cetății. Vreau să rețineți într-un prim plan, într-o primă idee a împlinirii, că Dumnezeu avea în vedere o împlinire dincolo de realitatea acestui pământ, de o viață lungă, ce au visat oamenii cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, cu tot ce ține de bază, de fabule, de utopia oamenilor, de Jules Verne și de orice altceva, e zero. Nici ucenicii, nici teologii evrei n-au putut gândi, ci doar pe măsură ce Dumnezeu a revelat și-au dat seama că imaginea se amplifică, devine din ce în ce mai strălucitoare, dar de fapt se mută sus. Da, pentru că întâi s-a mutat templul și închinarea și apoi se mută și împlinirea. De altfel ar fi absurd. Odată ce știm că templul de jos și-a încheiat funcțiunea, să ne mai gândim la Ierusalim de jos. Templul fiind sus, este normal să fie și Ierusalimul sus. Și apoi va fi plasat sau amplasat pe noul pământ. Într-o a doua idee, ca și împliniri ale Ierusalimului de sus, ale noului Ierusalim, a Ierusalimului ceresc, noul Ierusalim va fi cetatea sfântă, profețită încă din Vechiul Testament și arătată mai aproape, cum spuneam în Apocalipsa, unde desăvârșirea în bine și fericirea va fi o realitate binecuvântată. Nu doar împlinirea în ceea ce va fi, în ceea ce se vede, în condiții, ci împlinirea în dimensiunea spirituală și sufletească. Pentru că la urma urmei, știți că Domnul folosea imagini pământești ca să-i facă să înțeleagă. Poate că o fată sau un băiat și-ar dori pentru viața de familie, pentru viitor, o casă mare, un serviciu bun, sănătate, dar dacă n-au înțelegere, ar fi în stare să schimbe cu o sărăcie.
Ierusalimul de sus nu este doar o grădină frumoasă. Ierusalimul de sus presupune relații binecuvântate. Viața veșnică înseamnă părtășie cu Dumnezeu. Dar asta nu poate fi decât în sfințenie. Spune Scriptura prin Duhul, vorbind prin David, Psalmul 46. Vom citi apoi și din Psalmul 48. 46, versetul 4. Este un râu a cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinților celui prea înalt. Râul aduce imaginea de abundență. Nu este doar un izvor, ceea ce ar fi un minim de existență, ci un râu, o împlinire întreagă. Ne vom întoarce și la Apocalipsa pentru a observa că nici de templu nu mai este nevoie. Pentru că nu mai există o putere politică și alta religioasă, adică să fie un palat al împăratului și un templu al preotului. Tronul lui Dumnezeu se identifică cu altarul, cu templul totodată, aceea guvernare teocratică în care, după cum spune Apostolul Pavel în Corinteni 15, Dumnezeu va fi totul în toți. Templul era numai un simbol al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său și nu realitatea deplină. Și nu este necesar niciun templu atunci când Dumnezeu și mielul trăiesc printre oameni. Adică în Ierusalim vom avea mai mult decât un templu. Vă spuneam că evreilor li s-a arătat etapă cu etapă după cum puteau înțelege. Acum vă rog să vă gândiți. Când templul s-a anulat de jos, li s-a spus că este un templu în cer. Și când citim în Apocalipsa, aflăm că de fapt nu e niciun templu. Dar e reprezentat templul ca oamenii să înțelege, ca noi oamenii să înțelegem că avem o relație deplină cu divinitatea, că nu mai există perdea, dar de fapt nu mai este templu, însă cetatea este templu, datorită prezenței lui Dumnezeu în ea. Citim, spuneam și din Psalmul 48, de la versetul 1, Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. În partea de miază noapte este cetatea Marului Împărat. Versetul 8. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu va face să dăinuiască pe vecie. Deci iată că toate țintesc la perspectiva eternă. Dar să ne deplasăm în cartea Apocalipsei pentru a vedea dimensiunea spirituală, nu doar cea fizică, spun fizică pe înțelesul nostru. Și parcurgem câteva texte din Apocalipsa, începem cu 4, pentru a observa că templu se identifică cu altarul. Știți că Avram, de exemplu, n-a avut templu, a avut altar. Avram n-a fost obișnuit să meargă să închine la templu. În cetatea de sus, Avram se prezintă înaintea lui Dumnezeu și pentru el tronul este altarul. Evreii obișnuiți cu templu au templu, dar de fapt nu-i templu, e prezența divină. Apocalipsa 4, de la versetul 2, numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cerere a pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta e domnie și dea cineva. Îl prezintă, împrejurul lui ființele cerești de rangul cel mai înalt, toate în închinare, spune Scriptura aici, finalul versetului 10, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și aruncau cununi înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că și Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Capitolul 5, versetul 11, prezintă îngerii, o mulțime de îngeri împrejurul tronului. Aceleași cuvinte de laudă, versetul 12, ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Capitolul 7. Observați, în capitolul 4 se închinau ființele de rang înalt. În capitolul 5 prezintă îngerii, obișnuiți să-i numim, de rang inferior, la care trebuie să li se asocieze tot universul. Dar, în mod deosebit, în capitolul 7, e deschisă închinarea credincioșilor, gloata aceasta. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată.
strigau și glas tare și ziceau, versetul 10, mântuirea este Dumnezeului nostru care își cade pe scaunul de domnie și al mielului. Acolo erau și îngerii și se aruncau cu fața la pământ în fața scaunului de domnie. Deci, în același loc al unității. Și cum versetul 15, pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Observați, în templul lui. Cel ce șade pe scaun de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Dar de ce îi scrie templu? Pentru că noi deja am învățat că templu suntem noi. La urmă, dacă ne-am adunat în aer liber, nu suntem tot adunarea Betel? Dar acolo, înaintea lui Dumnezeu, în prezența divină, putea fi numit și templu. Dar în descrierea cetății, scrie în Apocalips 21, citim acum în continuare de la versetul 22, în cetate n-am văzut niciun templu, pentru că nu există vreo altă clădire specială. Tronul lui Dumnezeu se identifică cu altarul, cu templu, cu tot ceea ce putem gândi ca relaționare în fața lui Dumnezeu, ca închinare, ca laudă, ca și cântare. Și ce explică? Pentru că Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Adică prezența divină este templu. Despre Domnul este scris în Evrei că a trecut prin templul acela mare și desăvârșit. Și unde este văzut în Apocalipsă? În mijlocul tronului de domnie. Deci este și templul acela, dar nu este un templu separat, tip clădire, cum avem noi imaginea aceasta și cum încă trudesc evreii să-și facă. Versetul 23 de explicații. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Deci iată că avem de-a face cu alte dimensiuni. Mai amintesc, fără să revin la detalii, în cartea Ezechiel, înainte de a fi distrus templul pentru prima dată, e văzută slava Domnului că pleacă. Am studiat noi în lecția aceea că templul nu putea fi distrus până a ieșit Domnul din el. De aceea evreii știau ei ce știau, dar nu mai făceau ce știau. Că templul nu putea fi distrus câte vreme era Domnul acolo. Dar când Domnul s-a retras, scrie în Ezechiel 10:11, apare spre finalul profețiului lui Ezechiel că revine. Dar nu mai revine în forma slavei desăvârșite decât în nou Ierusalim, în nou templu. De aceea ucenicii gândeau, Doamne, acum se vor împlini toate aceste profețiile lui Isaia care priveau starea materială, să o numim pe înțelesul nostru. Acum se vor împlini profețiile lui Ezechiel care privesc dimensiunea templului, cea spirituală. Toate acestea își au împlinirea definitivă și desăvârșită în Ierusalimul de sus. Așa scrie în Evrei 12 la final, Dumnezeu a avut ceva în vedere mai bun și pentru noi și mergem toți deodată. Vom fi acolo cu toți patriarhi, Domnul spunea, la masă și vor veni în toate punctele cardinale să ne ajute Domnul să ajungem și noi. Cea mai mare împlinire, dar dacă vom rata cea mai mare tragedie, nu există chin mai mare. Au fost oameni care doar în vis au avut imagini din rai sau din iad și nu sunt comparabile cu nimic din lumea aceasta. Nu degeaba spunea Domnul, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și totuși uneori operăm cu ele ca și cu niște valori trecătoare. Bine spunea un predicator, zice Ierod, pentru un dans plăcut a spus că dă jumătate în împărăție, dar noi uneori ne încurcăm și o dăm toată, pe pofta ochilor, pe lodăroșia vieții sau pe alte lucruri din lumea aceasta. De aceea să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus, când căutările și dorințele noastre își vor găsi împlinirea definitivă și desăvârșită la Ierusalimul de sus, în cetatea aceea pregătită de Dumnezeu în prezența sa. Încheiem reafirmând așadar în concluzie că Ierusalimul de sus sau împărăția cerurilor, cum este numită în Matei, împărăția lui Dumnezeu numită în Luca, va împlini toate promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul său. Ce s-a spus în cazul evreilor și scrie Iosua că le amintește el că n-a rămas nimic neîmplinit. Așa va fi când vom ajunge acolo. Îmi povestea un frate
care era tare legat de pământ, că era foarte harnic. Odată când a fost bolnav, a avut un vis, se făcea că începuse în împărăția lui Dumnezeu, erau pus toți la mese. E din nou un simbol a ceea ce putem noi gândi și pricepe. Și printre mesele acelea șiruri nesfârșite a trecut un călăreț și întreba cu un ecou puternic, mai există vreo dorință neîmplinită? Și nu s-a ridicat nicio reclamație, nimeni n-a considerat că trebuie îmbunătățit meniul sau că locurile nu sunt suficient de confortabile sau că armonia și compania n-ar fi cea mai bună. Povestea un frate din București că, întrucât era pe moarte, își dorea să revină copiii lui din state, să-i mai vadă odată, era vremea comunistă, nu se putea face chiar simplu o asemenea lucrare, dar într-o noapte i s-a dat să audă un cor îngeresc și ceva imagini așa pale, că doar atât putem noi suporta, cum încă nu-L putem vedea pe Dumnezeu, iată că încă nu putem vedea nici lucrurile acestea. Și când s-a trezit, le-a spus, treaba lor, să-și vadă de treabă, nu mai cheltuie, mai au probleme comuniștii, mă duc. Unde te duci? E frumos. Așa frumos cântă, e așa minunat. Ei, dar nu o să avem poate toți vise. Dar ne putem noi face vise. Putem noi visea ziua gândindu-ne profund. Doamne, ajută-ne. Acolo se vor împlini toate. Deși nu putem înțelege de pe acum dimensiunile acestea, natura lucrurilor. Asta spune Ioan, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Dacă nu L-a cunoscut pe El, era într-o chipare a slavei lui Dumnezeu, cum să ne cunoască pe noi. Mai avem și slăbiciuni omenești. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi? În împlinirea Ierusalimului de sus nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De aceea nu mai avem nevoie de împliniri terestre, că vom fi ca El. Acestea ne vor fi net inferioare. Nu mai avem nevoie de ele. Cum spuneam duminică la încheierea zilei de post. Mâncările sunt pentru pântece, pentru stomac, dar Dumnezeu va nimici și pe unul și pentru celălalt. Va fi un trup, dar nu în dimensiunea aceasta fizică, terestră. Nu s-a arătat încă, nici nu știm, dar elementul acesta știm că vom fi ca El, că vom fi cu El. Înseamnă că împreună pentru Ierusalim se va transforma în împreună în Ierusalim. Dragul meu, fii astăzi împreună pentru Ierusalim, adică luptă-te ca să ajungi să fii împreună cu Domnul și cu Sfinții în Ierusalim. Dar aplicațiile le-am lăsat pentru ultima lecție, ca să ne dea nu doar lista cu binecuvântările ce ne așteaptă, și cu îndatoririle, ca să ne silim după rânduieli, ca să fim încununați și să fim biruitori. Doamne, ajută-ne! Amin!